Chiar în dimineața aceasta, venind spre Muzeul Literaturii, am realizat brusc că sunt deja cel de-al treilea care pe platforma Cultura în Direct ajunge să vorbească despre Mihail Sadoveanu. Au făcut-o înaintea mea și au făcut-o foarte bine Bogdan Crețu și Paul Cernat. E un semn ăsta, e un semn îmbucurător pentru că, iată, există deja, fără a se fi vorbit între ei, trei critici care încearcă să restabilească o formă de adevăr estetic în dauna părerii superficiale, să spun așa, părerii seci și procuratoriale, care îl exilează pe Sadoveanu, fie sub zodia unor păcate politice care sunt reale și despre care trebuie discutat prob, iar pe de altă parte ridică semne de întrebare mari, apăsătoare, asupra lizibilității acestui scriitor. Se spune curent, și o fac și studenții, o fac și elevii de liceu și profesorii de liceu sau de școală generală, Sadoveanu e mult prea descriptiv, are o limbă mult prea muzicalizantă și, prin urmare, lectura lui în timpurile noastre devine dificultoasă și chiar aproape inutilă. Lucrurile se subînțelege, nu stau așa, cel puțin din punctul meu de vedere. Și pentru a proba lucrul acesta, pentru a-mi solidifica afirmația, nu am de gând să vorbesc sintetic despre opera lui Sadoveanu. Ar fi și imposibil în cele din urmă dacă ne gândim cât a scris și cât de modulat și cât de diferit și cu ce reliefuri variabile se prezintă astăzi opera lui. Mă voi concentra, în schimb, asupra celui din tâi Sadoveanu, adică asupra celui care în 1904, pe când avea doar 24 de ani, fiind născut în 5 noiembrie 1880, publică nici mai mult, nici mai puțin decât 4 cărți. S-a vorbit la vremea aceea despre anul Sadoveanu, e destul de straniu, e aproape amețitor să constați că un scriitor aflat la o vârstă la care alții, prozatori importanți, abia își netezesc condeiul, abia încep să își rodeze partizanatele stilistice, Sadoveanu oferă 4 cărți, toate mature, scrise începând cu vârsta de 17 ani. Nu mi-aduc aminte, luat repede, un alt prozator care la finalul adolescenței, iată, să fie capabil de asemenea performanțe de maturitate emoțională, pe de o parte, de maturitate a formulării, pe de altă parte, de tensiune a frazei și tensiune a conținutului. Astfel avem, spuneam, anul 1904, când apar la intervale foarte mici, între ele, volumele Povestiri, Șoimii, microromanul care peste ani va deveni Nicoară Potcoavă, într-o formă complet rescrisă, un roman despre ultimii ani al lui Ioan Vodă cel Cumplit, Crâșma lui Moș Precu și Dureri înăbușite. Titluri în general știute, mai rar frecventate și probabil că dintre toate acestea, cel mai rar frecventat e cel din tâi, anume volumul de Povestiri, care reușește să impună un scriitor dintr-o dată și să impună într-un context polemic o problemă, o cherelă a literaturii române până astăzi neuitată. Vom ajunge și la ea. Înainte de asta însă vreau mult să vă vorbesc despre câteva dintre prozele acestea, nu sunt mai mult de 15, pe care, recitindu-le în mai multe rânduri, inclusiv zilele trecute, am avut surpriza, și nu atât surpriza cât satisfacția, de a constata că păstrează o actualitate a formulei absolut inatacabilă. M-am întrebat chiar dacă buna revistă Iocan, specializată în proza scurtă și administrată, cum știm, de Marius Chivu, de Cristian Teodorescu, de Florin Iaru și de alți câțiva, nu ar merita, nu ar
risca să publice, eventual fără semnătură, una dintre aceste proze pentru a convinge, știu eu, într-un fel sau altul, publicul de azi, cât de proaspăt rămâne un autor ca Sadoveanu, cel de acum 100 și mai bine de ani. E vorba despre câteva titluri de nuvele, câteva titluri de, să le spunem, povestiri, să le spunem schițe, să le spunem pur și simplu proze scurte, cuvântul s-a impus, de tipul Răzbunării lui Nour, de tipul Moarta, de tipul Pribegii, Necunoscutul, Ionică și așa mai departe. Ele merită revizitate, merită recercetate, merită analizate în cele mai subtile conexiuni ale lor, pentru că și independent și ca ansamblu reușesc să configureze unul dintre cele mai bune volume de proză din literatura română și asum greutatea cuvintelor spunând asta. Numai departe de prima, Răzbunarea lui Nour, care alminteri nu a făcut gaură în cer numai decât, nu a stârnit fanatisme. O proză care se fixează cronologic într-o epocă imediat ulterioară domniei lui Ștefan cel Mare. Știm că aceasta era convingerea și preconcepția aproape a lui Sadoveanu, că în ce privește demnitatea și curajul și eleganța, până la urmă, militară a Moldovei, epoca lui Ștefan cel Mare reprezintă acel nec plus ultra, începând cu care lucrurile încep să se gripeze, încep să coboare și să se afunde în nămoluri politicianiste. Ei bine, spuneam, suntem într-o epocă imediat ulterioară cele ale lui Ștefan, în care un bătrân boier, curajos cum sunt toți bătrânii boieri ai epocii, suferă o traumă de nevindecat, anume își pierde fiul într-o confruntare moldopolonă la graniță. Fiul său, Alexandru Nour, e ucis într-o bătălie până la urmă câștigată de moldoveni, ceea ce îl face pe acest Nour să trăiască o veritabilă comoție interioară și să ajungă ca în scurt timp, după ce nora lui, rămasă văduvă, va naște un prunc rămas de la defunctul Alexandru, să crească acel copil, nu în spiritul puericulturii de azi, nu în spiritul grijii față de asigurarea unui trai cât mai decent emoțional, ci ca pe un mic războinic, ca pe o tufă de bonsai pe care va trebui să o facă în cele din urmă să conducă la răzbunarea morții tatălui său. Lucrul se întâmplă ca atare și până la urmă nuvela ajunge să ne ridice câteva semne de întrebare de ordin psihologic. Sigur, eroismul de aici, care are o clară descendență romantică, e admirabil, însă sub raportul supleții interioare și sub raportul bunei înțelegeri a faptului de viață, e totuși de discutat dacă nu cumva gestul monomaniacal aproape al acestui Nour e profund inuman. Discuția, spuneam, merită pornită de aici și merită verificată în toate osaturile ei mărunte. Ca să vedem totuși că Sadoveanu nu are o preconcepție antileșească, antipolonă, încă de pe atunci, buna lui ponderare în ceea ce privește limitele prozei îl face să comită o altă proză, Pribegii, o altă povestire, în care asistăm nici mai mult, nici mai puțin decât la viața intimă neșarjată a unei mici comunități de refugiați polonezi. Asta la doar 10-15 pagini distanță de momentul în care, în Răzbunarea lui Nour, aveam, cum spuneam, o adevărată tensiune interioară a luptei dintre
moldoveni și poloni și o sete de răbunare inegalabilă în proza românească. Bun, s-ar mai putea vorbi ușor despre Hanul Boului, de pildă, care este pur și simplu o rescriere, o renuanțare a uneia dintre prozele caragialești cele mai cunoscute, și anume la Hanului Mânjoală, după cum tot din Caragiale pare să vină, lucru acesta i s-a și reproșat în epocă, de altfel nu cu foarte multe argumente și nu cu o subtilitate care să dea pe din afară. Spuneam, tot din Caragiale vine și o altă proza lui de început, Dușmanii. Avem astfel o pasare a unei ștafete de la un mare prozator către un viitor mare prozator în devenire, care are puterea de a resintetiza teme și observații minore pe care nu are ambiția de a le formula el, ci de a le retopi într-o magmă primordială, într-un creuzet stilistic care deja se aparține întru tot. În fond, nu trebuie să trăim din mitul autorului spontan, nu trebuie să ne amăgim la nesfârșit că scriitorii nu sunt altceva decât niște emitenți de discurs interior, și trebuie să le concedem dreptul de a fi cu toții, la rândul lor, niște relee de ordin cultural și emoțional. În fond, cultura este o prelungire a unei voci uriașe care duce de la Homer până la Mircea Cărtărescu sau Dan Sociu. Ei bine, pe acest fir îl avem pe Sadoveanu venit la 1904, într-o epocă în care Caragiale își pregătea exilul, reformulând formula prozastică a lui Caragiale. E, spuneam și acesta, un punct de discuție. Nu avem neapărat niște insule de tip capodoperă în această proză, ci niște spații apte și propice pentru discutarea unor tematici culturale dintre cele mai diverse. Ar mai merita amintit Cântecul de Dragoste, o proză care azi pare actualizată de tematicile cotidianului, și anume o bucată care se referă la un tânăr lăutar rom de o blândețe interioară absolut admirabilă, îndrăgostit de o boieroaică, și care, în timp ce intonează un cântec de dragoste, un cântec mai tușant decât oricare alt cântec din repertoriul său, va ajunge să fie înjunghiat și ucis de soțul acelei boieroaice într-o criză de gelozie absolut detestabilă. Avem, iată, de pe acum cruzime în Sadoveanu, avem sânge, avem răzbunare, avem un tip de virilitate care poate pune semne de întrebare, și mai mult decât atât, avem o bună proporționare a umanului. Sadoveanu e dintre scriitorii noștri cel care știe să moduleze, fără a călca neapărat în străchini conservatoare, să moduleze temele umanului, fie că acesta rezidă în probleme de rasism, fie că rezidă în probleme de abuz sau, știu eu, de devianță eventual alcoolică. Tot o asemenea temă care demonstrează cât de bine știe Sadoveanu să își proporționeze vocea și temperamentul, avem în Ivan Ciuleul. O proză în care personajul principal e certat cu lumea și cu sine însuși, e un tip arhiconflictual, un ins greu de stăvilit la nivelul familiei, greu de stăvilit la nivelul societății, și care, într-un rând, va ajunge să se înroleze în armata rusească și chiar să participe la represiunea Revoluției de la 1848 în țara românească. Aici, spuneam, Sadoveanu e foarte
ingenios în felul în care își construiește ponderarea vocilor. E foarte ingenios cu atât mai mult cu cât parcă nu seamănă cu cel de mai târziu, parcă nu seamănă cu acel sadoveanu suspect de naționalism din frații Jder, din neamul Șoimăreștilor, din, știu eu, nunta domniței Ruxanda sau din Zodia Cancerului. E un sadoveanu critic și realist. Din punctul de vedere al protagonistului, din punctul de vedere al lui Ivanciu și putem deduce și din punctul de vedere al scriitorului, nu e nicio contradicție morală în gestul unui român înscris în trupele rusești în raport cu revoluționarii aceia care, spune Ivanciu Neted, încearcă să schimbe ordinea lucrurilor. E foarte bine că fac asta, în schimb e foarte rău și aproape reprobabil că imediat ce află de sosirea unor trupe străine pe teritoriul Bucureștiului se împrăștie capotârnichile dintr-o parte în alta. Ei bine, acest Ivanciu, spuneam, e un om sub presiune, un om sub o presiune a destinului aproape, care nu peste mult, potolit într-o relație de tip domestic, într-o relație casnică, absolut neașteptată pentru un războinic ca el, va ajunge să se stingă pur și simplu pe picioare, să moară fără geamăt, odată ce o va pierde pe marea dragoste a vieții lui. Însă capodoperele acestui prim volum de povestiri sunt, știu eu, un număr de 3 sau 4, nu le-am numărat și nici nu țin să le număr, pentru că de la un punct încolo ele ajung să comunice și să creeze niște mici atoli de dialog, unele cu celelalte. Una dintre ele se cheamă Moarta și se pare i-ar fi plăcut enorm cel mai mult din acest volum lui Titu Maiorescu, în care asistăm, așa cum vom asista mai târziu la Mircea Eliade în Nuntă în Cer, la întâlnirea dintre doi bărbați, unul dintre ei boier, proprietar de moșii, celălalt argat al moșiei cu pricina, care în mod tacit unul, în mod public și legal celălalt, iubesc aceeași femeie. Ei bine, între timp, după o evadare în Occident a boierului, femeia cu pricina moare, se topește de dor, de singurătate, moare în brațele bărbatului ei legitim, iar peste ani cei doi se reîntâlnesc, părând că își spun din ochi și părând că își spun din vorbe inaparente tot ce e de spus. Îi desparte faptul că împart, să spun așa, o relație ilicită, îi desparte faptul că unul i-a făcut rău fără să o vrea neapărat celuilalt, dar îi apropie dragostea față de aceeași unică femeie pe care nu o pot uita și pe care nu vor să o uite. O altă proză dintre cele mai subtile, pentru că aici rezidă în fond marea calitate a lui Sadoveanu, a celui din tâi Sadoveanu, puterea de a transcrie alunecușurile psihologice, e o bucată intitulată Ionică, în care, ca întotdeauna, avem un tânăr boiernaș cu chip aproape sadovenian, pus pe vânătoare într-o noapte de Sfântul Vasile, și care, din pricina condițiilor atmosferice îngrozitoare, ajunge să se refugieze peste noapte în casa unor bătrâni care îi oferă masă, îi oferă un culcuș, care se îngrijesc de el cu un drag aproape admirabil și care, în repriza de somn care urmează, îi aude pe aceștia șoptind, bucuroși ca în basme, că par aș fi regăsit copilul pierdut între timp. Îl chema Ionică, desigur, și amândoi, bătrâna și bătrânul, se întreabă în
tăcerea colibeilor, dacă nu cumva acest tânăr descins peste noapte ca de nicăieri, nu e un dar trimis lor pentru a recompensa pierderea fiului mort. Una dintre capodoperele indiscutabile de data asta se cheamă un țipet. Și avem aici tot ce înseamnă proză fără narațiune. Avem un tânăr descins într-un sat oarecare, care aude de la vecini câteva zgomote, aude câteva bârfe și în final un strigăt, iată explicația titlului povestirii, pe care nu știe să-l conoteze, care ar putea reprezenta fie o crimă, fie un act de violență, fie un act de disperare, nimic din toate astea nu ni se spune, și care pleacă de acolo spre dimineață, fără să caute vreun răspuns, fără să facă nimic pentru a căuta vreun răspuns, dar păstrând în memorie acest episod care îi se pare încă decisiv și în legătură cu care nu are nicio știre pozitivă, nicio știre concretă și lămuritoare. Preferata mea însă se cheamă Într-un sat odată și cred că dacă vrem să ne scufundăm într-un studiu de mentalitate, dacă vrem să aflăm atât cât se poate afla despre reacția spontană în fața unei tragedii, despre crima indirectă, despre micimea sufletului uman, despre răutate și indolență, merită să citim rând cu rând cele 10 pagini ale acestei bucăți. Din nou, aerul e complet misterios, nu avem proporții romantice, tot ce se întâmplă e legat de un călăreț care sosește într-o cârciumă rurală, cere un pahar de vin, îl bea și cade într-o criză de apoplexie, într-o criză de dambla, și pe care niciunul dintre cei care l-ar fi putut salva nu-l salvează, stau pur și simplu cruciți alături de acest domn fără nume, fără identitate, privindu-l și cârciumarul, și preotul, și primarul, toți cei care ajung să-l înconjoare, se întreabă dacă boala-i va fi fatală sau nu, dacă o mai duce mult sau nu. Sunt încântați cu toții de calul pe care acest străin îl lăsase în fața hanului. Ajung să-i privească în cele din urmă moartea, pentru că neajutat de nimeni el se stinge. Ajung să-l îngroape undeva la marginea cimitirului, pentru că nu știu cum îl cheamă, nu interesează cum îl cheamă, și ajung să-și dispute într-o negociere mai degrabă comercială decât, știu eu, invadată de presupoziții umane, de presupoziții calde, ajung să-și dispute acel cal special pe care, pierzându-și viața, necunoscutul a pierdut odată cu ea. Ei bine, aici avem un studiu de caz aproape, avem o grămadă de semne de întrebare de natură morală, de natură psihologică, de natură pur și simplu comportamentală, pe care, iată, un tânăr de la începutul lui 1900 ajunge să-l scrie la un nivel de excelență pe care rareori proza românească l-a atins. Cam așa ar arăta în linii mari, în linii foarte mari, structura acestui prim volum dintre cele patru. Iar pe celălalt versant al discuției, promisesem la început că voi ajunge și aici, se află reacția la acest debut fulminant. Și anume o serie de studii semnate la 1905 în revista Curentul Nou, de către un critic al minteri foarte inteligent, mult mai inteligent decât pare astăzi,
foarte cultivat, foarte subtil, un critic problematizant, pe numele lui H. Fanielevici, care ricanează în fața acestui fenomen sadovean și care ajunge să acuze un autor, repet, încă foarte tânăr, de aproape toate păcatele capitale de care un scriitor se poate face vinovat. A rămas faimos în istoria criticii literare românești tabloul sinoptic pe care Fanielevici îl trasează în legătură cu aceste patru prime volume ale lui Sadoveanu. Un tablou sinoptic, adică un tabel destul de ingineresc și nu neapărat estet, în care una câte una novelele sunt discutate repertorial în virtutea culpelor morale pe care ele își sprijină acțiune. Avem, de pildă, în cazul novelei Un țipet, pe care am povestit-o, beție, adulter, omor. În cazul novelei Necunoscutul, beție, adulter. În cazul prozei Moarta, adulter. În cazul Crâșmei lui Moș Precu, beție, adulter, omor. Ivan Ciuleu, beție, adulter, omor, bestialitate, sex. Și așa mai departe, tabloul sinoptic e disponibil, e consultabil, iar critica lui Fanielevici se întemeiază pe aceste observații mai degrabă eticiste, care ridică semne de întrebare nu atât asupra planului moral pe care stă scrisul și opera deja lui Sadoveanu, cât asupra limitărilor lui simbolice. Acum, sigur, cu imaginație critică și cu puțină abilitate de descoasere a contextelor, lucrurile nu stau atât de grav cum pot părea la prima vedere. Motivul pentru care Fanielevici îl atacă furibund pe Sadoveanu și, repet, nu într-un singur articol, ci într-un serial întreg, pe chestiuni etice, pe chestiuni morale, e abia colateral legat de Sadoveanu. În esență, disputa îl viza pe Iorga, pe cel care patrona sămănătorul și care se făcea vinovat de un idealism și de un angelism literar, în fond, ridicole amândouă. Iar critica lui Fanielevici încerca să arate, în fond, discrepanța dintre ideologia propagată de Iorga și ideologia infuzată, tacit, de acest notoriu și remarcabil discipol al lui Iorga, care era Sadoveanu. Cum se face, deci, că gândurile clare și aproape pudice ale lui Iorga se împacă foarte bine cu natura impudică sub raport comportamental a scrisului lui Sadoveanu. Aceasta fiind întrebarea subreptice, întrebarea de adâncime, răspunsurile vin într-o formă dintre cele mai confuze și mai complexe. Sadoveanu e acuzat inclusiv de aceea că nu e un scriitor de vocație, ci mai degrabă un pastișor de vârf. Printre altele, Fanielevici notează amănuntul că, dotat cu o memorie extraordinară, Sadoveanu nu face altceva decât să rețină din autorii mari, fie ei români sau străini, teme și situații pe care apoi ajunge să le pună singur în act, să le pună singur pe hârtie, ceea ce, iată, la momentul ăla constituia cu adevărat un reproș, ajunge să îl blameze pentru recursul la Caragiale, despre care discutasem anterior, să-l blameze pentru recursul constant la Maupassant și așa mai departe. E, spuneam, unul dintre cazurile de foarte nobilă și foarte frumoasă inadecvare în critica noastră. E clar că una peste alta Fanielevici s-a înșelat.
că verdictul lui e greșit. Însă tipul de analiză pe care își sprijină acest verdict are multe, are foarte multe locuri apte pentru a deschide dezbateri fructuoase. E ceea ce se întâmplase cu ani înainte în cazul lui Eminescu, atacat de un profesor de teologie de la Blaj, de Alexandru Grama, cel care scrisese o carte de 250 de pagini intitulată Eminescu, studiu critic, în care făcuse țăndări de la un capăt la altul poezia marelui poet junimist, tot dintr-o răfuială mai amplă, tot pentru că l-avea în spate pe mentorul lui Eminescu, anume de data asta pe Maiorescu, și care în multe locuri, strict sub raport stilistic, pare că spune lucruri de adâncime. Ei bine, schimbând ce-i de schimbat, greșeala cea mare pe care o comite Sanielevici aici, numindu-l printre altele pe Sadoveanu un vagmistru literar, spune că are suflet de vagmistru, adică de jandarm, adică în imaginarul epocii de ins violent și amoral, greșeala pe care o comite Sanielevici aici e una care ține de excesul de inteligență și nu de, știu eu, limitarea de gust. De altfel, încercând să măsurăm bine aceste erori, cred că forma cea mai exactă în care le-am putea rezuma natura ar fi aceea a încercării unui comentator de bună calitate să trateze cele ale criticii literare cu instrumentul istoriei literare și al teoriei literare. Pentru că altminteri, și pentru istorie literară și pentru teorie literară, Sanielevici e categoric înzestrat, numai că tipul de lentilă pe care îl folosește în cazul unui scriitor care abia debutase, care ține de stricta contemporaneitate, e inadecvat. În fond, aceasta fusese greșeala lui și nu e cazul să îi punem cine știe ce suspiciuni sau cherele personale în cârca. Interesant e că după acest serial de articole pe care îl menționam și care în genere e destul de cunoscut, Sadoveanu reacționează. E ceva ce într-o bună practică a literaturii, a unui sistem literar bine construit, nu se prea face. În fond, știm regula, în momentul în care și-a publicat cartea, scriitorul trebuie să amuțească. E o regulă de bun simț, nu există legitim polemici pe tema unei cărți între comentatorii și respectiv mandatarii acelei cărți. Nu e un dialog deschis, nu e un dialog avocațial în care scriitorul aduce argumente pentru reproșurile care îi se fac. Sadoveanu nu face neapărat asta, reușește însă să fie mai dur decât ar fi fost necesar, publicând o notiță de nu mai mult de 7-8 rânduri care spune următoarele: ca răspuns la articolul dumitale din Curentul Nou numărul 1, îți declar că n-am nimic de zis în ceea ce privește judecata dumitale asupra operei mele literare. Ea te privește pe dumneata și de acolo de jos nu mă poate atinge. La insultele asupra persoanei mele însă îți făgăduiesc într-adevăr un răspuns tare. Și te rog să-mi faci cunoscut dacă pe corpul dumitale există o părticică curată care să-l poată primi. Mihail Sadoveanu, București, 21 noiembrie 1905. E un răspuns la rândul lui inadecvat, dat unei agresiuni, cum spuneam, intelectualmente inadecvată, un răspuns pe care de altfel Sadoveanu avea să-l regrete un pic mai târziu, odată cu reproșurile pe care îi le va face un alt prieten și un viitor mentor al său, G. Brăileanu, în care va topi destul din
furia de moment și va ajunge să capete acea acalmie olimpiană, acea acalmie de pescar titrat, explicându-i lui Ibrăileanu că regretă nu atât că a scris acest articol, cât că l-a făcut public, cât că s-a lăsat marcat de niște demoni personali care, în fond, veneau din îndoielile sale asupra propriului scris. Altfel spus, cel duruse cel mai mult pe Sadoveanu era că replicile dure, replicile contondente ale lui Fanie Levici ajungeau să răsucească diverse cuțite în răni prealabile. Era, să ne amintim, un autor de 24 de ani care, oricât de talentat, oricât de înzestrat va fi fost, ținea în sine destule nedumeriri, destule incertitudini în legătură cu forța scrisului său. Peste ani însă, în anii 40, când va vorbi despre anii de ucenicie, același Sadoveanu va învăța să fie mult mai ponderat, chiar decât în scrisoarea pentru Ibrăileanu, și va pune tot micul conflict, toată mica polemică, de la 1905, sub semnul blând al unei neînțelegeri de cafenea, al unei neînțelegeri de berărie, în care, după ore și ore de taclale cu Fanie Levici, a făcut imprudența de a oferi cărțile, iar probabil, după prea multe gândiri și răzgândiri, Fanie Levici a ajuns la o concluzie rea, la o concluzie neagră în cerul gurii, pe care nu s-a sfiit să o publice. Iată deci cum arată adevărurile anului 1904. Cu un mare prozator care debutează în forță, cu un strălucit critic care comite o greșeală de forță. Până la urmă lucrurile astea ajung să fie inseparabile și până la urmă, pentru istoria sănătoasă a unei gândiri critice, ele trebuie ținute dialectic în palmă împreună. Există măreție în literatură și există seriozitate în reproșuri. Chiar dacă par opuse, cele două paradigme de gândire trebuie să stea la fel de comod una lângă alta pentru totdeauna.